Gazetele Obiectivă prezintă în această seară adevărul despre cum o firmă dubioasă a mințit timp de 2 ani un oraș întreg și cum s-a apucat de o centrală termică pe care nu a mai reușit să o termine. Afacerea Alpha Ground și istoria unei minciuni care a cutremurat comunitatea noastră. Aceasta este tema emisiunii din această seară. Alpha Ground Solution, așa se numește cea mai mare minciună livrată vreodată severinenilor de un ales local, de o administrație locală irresponsabilă și neputincioasă, care, în lipsă de soluții concrete, a preferat să mintă cu o nerușinare cutremurătoare. Firma adusă de Constantin Gherghe la Severin nu a făcut decât să își bată joc de 10.000 de severineni și să încurce lucrurile. Între timp, Gherghe a spălat putina și nu a mai candidat, lăsând mizeria sub preșul noului primar, Marius Creciu. Bun găsit la Teleobiectiv, o emisiune anchetă care își propune să vă explice adevărul din spatele unor afaceri ce afectează liniștea, sănătatea, stabilitatea și siguranța noastră a tuturor. Teleobiectiv vă prezintă în această seară adevărul despre cum o firmă dubioasă a mințit timp de 2 ani un oraș întreg și cum s-a apucat de o centrală termică pe care nu a mai reușit să o termine. Afacerea Alpha Ground și istoria unei minciuni care a cutremurat comunitatea noastră, aceasta este tema emisiunii din această seară. Prin 2015, primarul Constantin Gherghe s-a gândit să tragă o țeapă severinenilor și să le ia mințile cu afacere dubioasă, rămasă în conștiința severinenilor mai mult pentru pozele fierbinți din Playboy ale patroanei decât pentru agentul termic furnizat. Vizitele pe șantier, discursurile caracteristice în care mima responsabilitatea lui de edil șef și cu care de fapt i-a fraierit timp de 8 ani pe severineni și seninătatea cu care spunea că vom avea apă caldă și căldură șochează și acum. Firma adusă de el la Severin nu a făcut decât să-și bată joc de 10.000 de severineni și să încurce lucrurile. Între timp, Gherghe a spălat putina și nu a mai candidat, lăsând mizeria sub preșul noului primar, Marius Creciu. Numai aici vedeți realitatea așa cum este și viața noastră așa cum ne obligă alții să o trăim. Teleobiectiv este prima emisiune de anchetă și va fi difuzată săptămânal, miercurea de la ora 20. Vezi cine îți strică liniștea, cine îți încurcă planurile și cine vrea să te mintă. Doar aici, la Tele2.